Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire online. Sunt profesorul de matematică Adrian Ivan de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Tulcea, iar în cadrul întâlnirii de astăzi vom discuta despre elemente de organizare a datelor, partea a doua, matematică, clasa a șasea. Ne reamintim. În viața de zi cu zi, pentru a descrie un fenomen din domeniul științelor sau cel al activităților economico-sociale, se folosesc diverse metode de colectare și interpretare a datelor ce caracterizează fenomenul respectiv. Datele colectate le putem organiza folosind diverse softuri, Microsoft Excel sau altele, sub forma unor tabele sau a unor grafice cu bare sau a unor diagrame. Ne propunem să rezolvăm următoarea situație. Într-un coș sunt 15 lalele roșii, 23 galbene și 8 mov. Cerințele sunt următoarele. A. Reprezintă datele problemei sub formă de tabel și diagram. B. Care este probabilitatea ca, alegând la întâmplare o lalea din coș, aceasta să fie de culoare mov? C. Cât la sută din numărul lalelor din coș sunt roșii sau galbene? Haideți să vedem cum rezolvăm fiecare dintre aceste trei situații. Pentru prima cerință avem următoarea dispunere a datelor problemei sub formă tabelară. Am construit un tabel format din două linii. Aici am trecut pe prima linie culoarea lalelelor, roșu, galben sau mov, iar a doua linie este linia corespunzătoare numărului lalelelor. Aici am trecut numerele 15, 23 și 8 din ipoteza problemei. Citim aceste date în felul următor. Corespunzător fiecărei culori pe coloane am reprezentat pe cea de-a doua linie numărul de flori, lalele, de culoarea respectivă. Astfel, dacă urmărim coloana unde sus avem roșu, însemnând identificarea lalelelor de culoare roșie, trecem numărul 15 și citim și înțelegem că sunt 15 lalele de culoare roșie. Corespunzător coloanei galben, avem numărul 23, deci sunt 23 de lalele de culoare galben. Pentru mov avem 8, în consecință 8 lalele de culoare mov. Astfel am reprezentat datele sub formă tabelară. Reprezentarea datelor problemei sub formă de diagramă o vedeți în josul paginii. Aici am folosit această diagramă circulară unde culorile respective corespund numărului de lalele de culoarea corespunzătoare, galben, roșu sau mov, adică 23 de lalele galbene, 15 lalele de culoare roșie, respectiv 8 lalele de culoare mov. Mergem mai departe. Pentru a identifica probabilitatea alegerii la întâmplare a unei lalele din coș și aceasta să fie de culoare mov, trebuie să aplicăm formula probabilității și anume raportul dintre numărul lalelelor de culoare mov din coș supra numărul tuturor lalelelor din coș. Asta înseamnă că obținem raportul 8 supra suma dintre numărul de lalele roșii, galbene și mov, adică 15 plus 23 plus 8, deci 8 supra 46,
adică raportul 4/23 obținut după simplificarea prin 2, cu aproximația acesta fiind 0,174. Acest raport, acest rezultat o să-l scriem sub forma unui raport pentru a identifica raportul procentual de care vom avea nevoie mai târziu, atunci când vom realiza o legătură între cerința acestui punct și cerința punctului C. Ca exprimare sub formă de raport procentual găsim 17,4% sau 17,4%. Pentru a treia cerință, constatăm că în coș sunt 15 + 23, adică 38 lalele de culoare roșie sau galbenă. Pentru a identifica cât la sută din numărul lalelor din coș sunt de culoare roșie sau galbenă, realizăm raportul dintre numărul de lalele roșii sau galbene din coș supra numărul lalelor din coș. Acesta este 38/46, după simplificare 19/23, cu aproximație 0,826, sau altfel scris ca raport 82,6/100, din care găsim raportul procentual 82,6. Observăm acum că dacă luăm exprimarea probabilității de alegere a unei lalele MOV de la punctul B ca raport procentual și raportul procentual al lalelelor de culoare roșie sau galbenă, prin sumare, acestea ne dau 100%. Altfel spus, putem identifica raportul procentual al lalelelor din coș care sunt roșii sau galbene, efectuând diferența dintre 100% și raportul procentual de alegere al unei lalele MOV din coș, adică 17,4%. În felul acesta, cerințele problemei au fost rezolvate în totalitate. Vă mulțumesc pentru participare și vă aștept la o nouă întâlnire online. La revedere!